Salutare, salutare! Eu sunt Mădălin, iar acesta este... Wait for it! E, hai că nu mai e păcăleală, într-adevăr este episodul de vineri, episod pe care noi l-am botezat pe înțelesul tuturor. Mai bine zis, serie de episoade în care răspundem întrebărilor voastre legate de anumiți termeni sau tehnologii, astfel încât să înțeleagă despre ce e vorba în propoziție, chiar și cel mai începător dintre începători. Ce mai turavura? Pe înțelesul tuturor. Pentru că în ultimele câteva episoade ni s-a solicitat să vorbim despre serviciile de asamblare oferite de noi, de PC Garage, astăzi ne-am hotărât, într-un final glorios, să vorbim pe scurt despre fiecare tip de asamblare și ce implică. Bun, avem subiect, să trecem la treabă. Asamblarea standard este una dintre cele mai ușoare asamblări pentru colegii noștri. Wire managementul este făcut cât se poate de sumar, dar atent, astfel încât majoritatea cablurilor să nu interfereze cu principalele componente din sistem. Chiar și așa, înainte de a se apuca de asamblarea propriu-zisă, colegii noștri verifică dacă toate componentele sunt compatibile între ele. După ce asamblarea a fost executată, sistemul este pornit, se fac câteva setări de bază în BIOS, după care se instalează un sistem de operare de test, mai pe românește Ubuntu, în cazul în care clientul, sau mai bine zis, hai să-i spunem, utilizatorul a achiziționat și un sistem de operare licențiat, se procede la instalarea acestuia și ultimelor versiuni de drivere pentru placa de bază și placa video. Asamblarea Gold. În cazul acestui tip de asamblare, lucrurile se complică un pic, având timp mai mari de execuție, acest lucru fiind cauzat de wire management, ce trebuie să fie făcut cât de cât ca la carte. Dar înainte de scoaterea componentelor din cutii, se verifică, ca și în cazul asamblării standard, compatibilitatea dintre componente. La acest tip de asamblare se pot face recomandări din partea colegilor noștri în ceea ce privește sistemul de răcire al procesorului, adăugarea unui ventilator pentru carcasă sau, de ce nu, chiar schimbarea sursei cu una ce are în componența sa cabluri mai lungi. Rezultatul acestor recomandări fiind, cum spuneam mai devreme, un wire management ca la carte și un sistem stabil din punct de vedere al temperaturilor pe componentele principale. Ca și în cazul asamblării standard, după ce asamblarea a fost executată, sistemul este pornit, se configurează BIOS-ul, după care se instalează același sistem de operare de test, Ubuntu. Asamblarea Gold Plus. Aici nu o să zăbovim foarte mult, aceasta fiind identică cu cea pe care am parcurs-o un pic mai devreme, singura diferență fiind testele de stabilitate ce se dau după executarea asamblării. Acestea sunt după cum urmează: memtest, minimum un ciclu, după care se instalează Windows 10 Trial, driverele plăcii de bază și a plăcii video, după care sistemul este lăsat aproximativ o oră să ruleze FurMark și Prime 95 în același timp pentru configurațiile AMD și FurMark și Intel Extreme Tuning Utility tot în același timp pentru configurațiile pe Intel, pentru a se verifica stabilitatea sistemului, dar și temperaturile generate pe cele două componente principale, procesor și placă video. Dacă totul a decurs normal, sistemul fiind stabil și temperaturile ok, în condiții de stres, atenție, Windows-ul este șters și înlocuit cu Ubuntu. În cazul în care există probleme de stabilitate, se verifică componenta sau componentele ce au creat aceste probleme, se înlocuiesc și se reiau testele. Asamblarea Premium. Ei bine, aici lucrurile se complică și mai mult, colaborarea client-angajat PC Garage fiind cât se poate de strânsă. În cazul în care un utilizator a solicitat o astfel de asamblare, se verifică în prealabil compatibilitatea componentelor, dar mai ales dacă acestea se încadrează în standardul asamblare premium. Iar aici ne referim la alegerea celor patru componente ce fac ca acest tip de asamblare să fie mai special decât celelalte trei. Carcasa. Ar trebui să fie în format middle tower, tower sau full tower, construită din materiale de calitate și capacitate de aerisire a componentelor. Sursa. Aici vorbim de o sursă de calitate cu o certificare 80 plus bronze minimum, de preferință modulară pentru un wire management ca la carte și nu în ultimul rând cu o putere reală cu cel puțin 100 de W peste consumul total al sistemului vostru. Ventilatoare. În cazul în care carcasa pe care ați ales-o are destule ventilatoare, 2, 3, ce asigură un airflow bun, puteți sări peste acest pas. Cooler aftermarket pentru procesor.
În 99% din cazuri, coolerele aftermarket oferă o răcire mai bună procesorului pe care l-ați ales și un nivel de funcționare mai silențios față de coolerele puse la dispoziție de către producătorul de procesoare. Aici pot apărea din când în când probleme în procesul de testare al sistemelor ce beneficiază de asamblare premium, clientul fiind informat de eventualele temperaturi ridicate pe procesor, pe alocuri fiind necesară schimbarea sistemului de răcire. Evident, nu veți fi lăsați cu ochii în soare, departamentul asamblare făcându-vă câteva recomandări de culori aftermarket ce pot tempera valorile ridicate de pe procesor. În cazul în care colegii mei de la departamentul asamblare consideră că totul este în regulă, iar configurația este ok pentru asamblare premium, vor procede la această operațiune. Wire managementul de această dată trebuie să iasă impecabil. După ce asamblarea a luat sfârșit, se va intra în BIOS, se va updata BIOS-ul, dacă este cazul, și se vor face setările aferente. Bine, vor spune mulți, am înțeles ideea, este un serviciu mai deosebit. Dar cu ce diferă el, pe partea de testare, față de Gold Plus, spre exemplu? Testarea în cazul asamblării premium este un pic mai amplă, paleta de teste fiind mult mai mare. Se începe prin testarea memoriilor RAM prin intermediul MemTest, numai că aici testul trebuie să treacă minimum 2 cicluri. Dacă totul a decurs normal, fără erori sau alte nebunii, se instalează Windows 10 Trial, driverele plăcii de bază și a plăcii video, după care sistemul este lăsat între 2 sau 3 ore să ruleze FurMark și Prime 95 în același timp pentru configurațiile AMD și FurMark și Intel Extreme Tuning Utility tot în același timp pentru configurațiile pe Intel, pentru a se verifica stabilitatea sistemului, dar și temperaturile generate pe cele două componente principale. Ca la Gold Plus. Corect. Ei bine, după ce aceste teste de stabilitate au trecut, urmează testarea în ceea ce privește performanța fiecarei componente în parte. Pentru unitățile de stocare se rulează Atodis Benchmark și HDTUN Pro. Pentru plăcile video, 3DMark 2013 în profil extrem, Unity in Heaven Benchmark în rezoluție Full HD cu setări Quality Ultra și Tesselation Extreme, Cinebench 15, testul dedicat video. Pentru procesor, Cinebench pentru puterea de procesare. Și nu în ultimul rând, Passmark, scorul final fiind o medie a scorurilor primite pe CPU, memorie, unități de stocare și placă video în 2D și 3D. Toate rezultatele obținute în teste sunt completate într-o fișă de testare, ca aceasta, pe care clientul, utilizatorul, o va găsi în cutia sistemului. Aceasta garantându-i că sistemul este stabil și a trecut cu brio prin toate testele specifice asamblării premium. Această asamblare necesită timp, iar în cazul în care vor apărea probleme pe perioada testării, clientul va fi înștiințat de natura acestora și posibilitatea înlocuirii componentelor. La fel ca și în cazul celorlalte trei tipuri de asamblare, la finalul acesteia, sistemul de operare Trial este șters și înlocuit cu Ubuntu. Cam atât despre serviciile de asamblare disponibile în PC Garage. Pentru cei interesați, am lăsat un link cu toate aceste patru tipuri de asamblare în descrierea acestui clip. Nu uitați să lăsați un comentariu despre ce ați vrea să dezbatem, să descurcăm, să analizăm în episoadele viitoare. Dacă v-a plăcut acest episod, apăsați butonul like. Dacă nu v-a plăcut și butonul dislike este opțiune, iar dacă sunteți aici, în trecere, pe minunatul nostru canal PC Garage TV și vă place conținutul nostru, apăsați butonul acela roșu pe care scrie subscribe sau abonați-vă. Eu sunt gazda voastră, Mădălin, și vă doresc toate cele bune!